Odată cu publicarea în Monitorul Oficial a decretului președintelui Klaus Iohannis, Laura Căduța Chioveși nu mai este șefa DNA. Deocamdată, Procurorul General al României a numit-o ca procuror șef interimar al Direcției Naționale Anticorupție pe procurarea Anca Jurma. Ce urmează în continuare? Potrivit legii, ministrul Justiției Tudorel Toader va face o propunere pentru conducerea DNA. Până în 30 iulie, toți cei interesați de această funcție vor susține interviuri la minister. Propunerea ministrului trebuie să primească un aviz, dar care este consultativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii, iar în cele din urmă tot președintele României este cel care semnează decretul de numire. Pe actuala lege în vigoare, președintele poate refuza mai multe propuneri de procuror șef al DNA. Însă, coaliția PSD-ALDE a votat deja un nou statut al judecătorilor și procurorilor, care instituie faptul că președintele poate refuza o singură dată și motivat numirea unui procuror de rang înalt, de categoria șef DNA sau DICOT. Cel mai probabil, această lege va fi atacată la Curtea Constituțională de președinte și astfel intrarea ei în vigoare va mai întârzia. Și astfel, numirea noului procuror șef al DNA se va face totuși în baza actualei legi, care dă mai mari puteri președintelui în procedura de numire. Rămâne de văzut pe cine va propune ministrul Justiției și mai ales dacă președintele se va dovedi la fel de flexibil ca până în prezent la solicitările coaliției PSD-ALDE. Cu ocazia revocării șefei DNA a fost urmat același traseu instituțional. Ministrul Justiției a făcut propunerea de revocare, Consiliul Superior al Magistraturii a vizat negativ această propunere, însă avizul CSM a fost doar consultativ și nu a contat. Curtea Constituțională a decis că propunerea este totuși obligatorie pentru președintele Klaus Iohannis, care după o lună de gândire a emis decretul de revocare.